Salutare minunaților! Bine ați revenit pe canalul Viața cu Verdini! Duminica înveți magie cu Verdini și astăzi o să învățăm o magie cu cărți de joc super tare, super simplă, dar foarte impresionantă. Îl am alături de mine pe Ștefan. Salutare tuturor! Și avem pachetul de cărți de joc. Cărțile de joc sunt verificabile întotdeauna, asta e important. Te rog frumos, da? Sigur. Verifică. Cutia nu ne mai trebuie. Așa. Sunt verificabile, dăm voie să le arăt și eu oamenilor mai clar, să fie foarte clar pentru toată lumea, da? Cărți diferite și acum voi alege eu 3 cărți. Dăm voie să aleg 3 cărți, surpriză, surpriză, okay, este vorba despre cei 3 ași preferați ai mei. Asul de treflă, de inimă neagră și de romb, da? După cum puteți vedea, îi avem aici pe cei 3 ași, las pachetul pe masă, va trebui să ridici tu, când îți spun, în locuri diferite. Ridici o parte dintre cărți întotdeauna în locuri diferite, dar după cum vezi avem as de inimă neagră, as de romb sau de caro, da, îi se mai spune și de caro, și as de treflă, da? Nu contează ordinea, ideea e să îi plasăm în locuri diferite în pachet, te rog. Așa, unul e pus, încă unul e pus. Și încă unul este pus. Fără să ating pachetul, când pocnesc din degete cartea mea preferată, și anume asul de rom, de caro, okay, dispare din pachet. Ia să vedem. Verifică. Avem asul de inimă neagră. Ia vezi, vreau cel de rom. Să-l găsim. A, uite-l, 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 dă-mi voie. Ăsta e, gata, l-am luat, e invizibil, e la mine. Da, caută, continuă, ia vezi, e acolo. Asul de romb este invizibil la mine. Asul de treflă. Și ăla de inimă roșie, nu l-am folosit. As de romb. As de romb. Ăsta este la mine și atenție, uite, îl iau și l-am pus în cutie. Ia vezi. Ia verifică. Cum ai făcut? Uite, super tare, fii atent. Asul de romb a călătorit în momentul în care l-am luat, l-am făcut invizibil, a călătorit în mod magic și a ajuns acolo unde l-am pus eu. Puteam să-l pun oriunde altundeva, oriunde aș fi dorit eu. Mi-era la îndemână pe cutie, dar, sau în cutie. Dar, pentru că ești curios, o să-ți explic și vă explic și vouă. Nu subestimați acest truc, este foarte simplu de făcut, este ușor, ușor de realizat. Trebuie să pregătești de dinainte asul de romb, da? În cutie sau într-o locație imposibilă, puteam să l-am în buzunar, puteam să l-am în altă parte. Da? Eu am avut tot pachetul pus aici și când am scos pachetul, știam că asul de romb este primul, l-am prins, l-am ținut și celelalte cărți au căzut pe masă, el a rămas aici în cutie, este asul de romb ținut aici. Am închis cutia orientată către mine, ca doar eu să văd că este acolo, tu să nu vezi. Deci asul de romb a rămas aici. Te rog. Cum ai reușit să ai un as de romb în pachet? Păi, e foarte simplu. Am folosit asul de inimă roșie pe post de as de romb și am creat iluzia că este asul de romb, după care am vorbit despre asul de romb. Uite, cu celelalte două cărți am format un as de romb. Tara, ta 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 ta. Vezi? Treflă, romb, inimă neagră. Am spus romb, caro. Ți-am subliniat faptul că îi se mai spune și caro, da? Ca să îți condiționezi mintea și conștiința ta că ăsta este un as de romb. După care tu ai tăiat pachetul, ideea e ca ele să ajungă undeva între cărți, nu contează, până la urmă, separate. Puteam să te pun să amesteci pachetul. Important este că atunci când verifici, nu-l mai găsești. Cum construiești tu povestea în jurul acestei întâmplări miraculoase, și anume a faptului că asul de romb călătorește inexplicabil de aici într-o altă locație, ține de tine, ține de voi, da? Puteți să fiți creativi, puteți să vă gândiți cum să povestiți acest truc din punct de vedere tehnic, este simplu, dar din punct de vedere al poveștii, ca să fie interesant pentru oameni, ține de voi. Așadar, am o întrebare. Te rog. Cum ai spus mai devreme, din punct de vedere al poveștii, putem să-l facem să pară cât mai interesant. Putem, de exemplu, înainte să scoatem cărțile din pachet, să mascăm cartea unde dorim noi. Adică poți să pui asul ăla de rom, puteai să-l pui pe tavan cu 3 zile înainte, știi?
Și când venea cineva la tine, fără să observe cartea de pe tavan, că până la urmă cine se uită pe tavan, o puneai sub covor sau îl puneai într-un balon în interior, legat, într-un decor, nu știu. Da, puteai să o pui inclusiv în spatele unei ferestre și apoi să iei pachetul să nu mai verifici, doar să arunci în fereastră, o singură carte rămâne pe partea cealaltă, poți verifica restul cărților că nu mai conțin asul de rom și așa mai departe. Deci tot secretul stă în mascarea asului de inimă roșie. Da, creezi iluzia că asul de inimă roșie este un as de rom, când de fapt asul de rom este deja în altă parte. Ce tare! Da. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați revenit în fiecare duminică aici pe canalul Viața cu Verdini, pentru că duminica înveți magie cu Verdini, iar în fiecare zi eu postez câte un vlog pe acest canal cu toată viața mea, cu toate întâmplările mele obișnuite sau neobișnuite și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine, vă urez să aveți o zi minunată, să vă bucurați de magie și să vă amintiți că sunteți minunați exact așa cum sunteți. Și să nu uitați de like. Like, subscribe, toate cele, da, exact, comentarii, v-am pupat, mua!